Și pentru că Dumnezeu a fost binevoitor față de viața noastră și a fost cu noi până aici și putem să mărturisim și noi până aici, Dumnezeu ne-a ajutat, haideți din toată inima să binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl nostru, pe Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt de acum și în veci de veci. Amin. Amin, amin. Și dacă dorim cu adevărat să rămânem statornici lângă Dumnezeu, dorim ca să rămânem pe această cale pe care Dumnezeu ne-a chemat și ne-a pus prin faptul că am acceptat jertfa Domnului Iisus Hristos și vrem să fim în cer împreună cu El, ne rugăm în această dupămasă Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul în inima noastră, pe care să-L strângem, pe care să îl iubim, să-L cercetăm și să dorim să-L împlinim, pentru că în felul acesta să putem cu adevărat să rămânem credincioși înaintea lui Dumnezeu. Și mă rog din toată inima pe toți Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Suntem în această dupămasă în Scriptură, în cartea Nehemia. Și textul acesta ne introduce într-o perioadă destul de tragică, aș spune eu, pentru istoria lui Israel. Erau robi în Babilon. Centrul acestei istorii din cartea aceasta este Nehemia, care Biblia spune că era pe vremea aceea paharnicul împăratului. Avea o slujbă destul de, spun eu, interesantă și binecuvântată în oarecare măsură. Și în contextul acestei slujiri stă de vorbă cu o persoană care se întoarce din Ierusalim și îl întreabă cum sunt lucrurile pe la Ierusalim, ce se întâmplă acolo, ce se întâmplă cu oamenii care au rămas, pentru că nu toți au fost duși în robie. Și Hanani, care s-a întors din Ierusalim, spune că i-a adus vești triste de la Ierusalim. Citim în capitolul 1, versetul 3, următoarele cuvinte. Acestea sunt cuvintele pe care le-a adus Hanani lui Nehemia și spune așa: cei ce au rămas din robie sunt acolo, în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Și veștile acestea l-au întristat foarte mult pe Nehemia. Și tristețea aceasta a fost atât de mare încât atunci când s-a dus în fața împăratului să-și împlinească slujba, împăratul Artaxerxes l-a văzut și a spus: de ce ești supărat? De ce ți-e fața posomorâtă? De ce ești trist? Și omul acesta a spus: uite, am stat de vorbă cu o persoană care s-a întors din Ierusalim și veștile de acolo nu sunt bune. Cetatea este dărâmată, porțile sunt dărâmate, zidurile sunt dărâmate și mulțimea aceea care stă acolo sunt într-o stare, am spune noi într-un limbaj mai modern, deplorabilă. Și dorința mea este să mă duc și să rezidez din nou zidul Ierusalimului. Și foarte interesant că împăratul îi îngăduie, îi face favoarea aceasta ca să se întoarcă din nou la Ierusalim. Circumstanțele în care au început oamenii aceștia, pentru că vreau să scurtez istoria dumneavoastră, știți, dar vreau să vă introduc în subiectul acestui eveniment. Circumstanțele în care ei au lucrat acolo au fost destul de grele. Au fost lucruri care s-au întâmplat acolo și nu era foarte simplu să rezidești din nou zidurile acelea și porțile. Au fost grele și nu doar pentru că munca a fost grea, ci pentru că erau acolo pericole. Erau acolo dușmani, erau înconjurați de dușmani. Dușmani care erau în afară și dușmani care erau înăuntru. Însă ne uităm la oamenii aceștia și trebuie să învățăm ceva, dragii mei. Trebuie să învățăm de la ei motivația pe care o aveau. Erau însoțiți de o motivație, aș spune eu, sfântă. Pentru că i-au înțeles că cetatea aceea pentru ei era un loc binecuvântat. Mai mult decât atât, oamenii aceștia aveau credința în Dumnezeu care îi poate ajuta să rezidească din nou zidurile și porțile. Erau oameni curajoși. Erau oameni care au spus: indiferent ce se întâmplă, noi vrem ca să rezidim, să punem această cetate din nou în picioare. Și au avut o muncă neîntreruptă. În mijlocul dușmanilor, în mijlocul celor care i-au amenințat, au lucrat și au lucrat. Și Biblia spune că au reconstruit poartă după poartă. Și au început să zidească zidul
Și au ajuns la un moment dat când osteneala lor dădea rezultate. Citim din versetul 1 din acest capitol 6 și spune așa: zidim zidul și n-a mai rămas nici o spărtură. Era undeva la finalul lucrării. Dar, cum spuneam, erau acolo dușmanii. Și întotdeauna vor exista dușmani împotriva lucrării lui Dumnezeu. Întotdeauna. Atunci când biserica va crește, biserica va fi puternică, atunci când biserica va avea un impact asupra societății, să știți că cei mai mulți oameni nu se vor bucura, măcar că ar trebui să se bucure. Cei mai mulți oameni nu vor fi voioși, nu vor bate din pălmi, ci cei mai mulți oameni și unii oameni care, aș spune eu, sunt o anumită poziție înaltă, se vor gândi, oare cum am putea să-i oprim? Pentru că este foarte interesant. Mi-aduc aminte despre un sat în care, undeva lângă Zalău, între Zalău și Șimleu, era o localitate majoritară de romi. Și ca orice biserică încercam să facem acolo o misiune. Și mai multe biserici s-au implicat, biserici pentecostale, și au început oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. Au început oamenii să se pocăiască. Și la un moment dat, și nu este un caz singular, pentru că s-a întâmplat și în alte părți în România, oamenii au început să observe o schimbare, cum spunea fratele Andrei, de comportament, pentru că atunci când îl ai pe Dumnezeu, ți se schimbă comportamentul. Amin, amin. Și mulți oameni au fost supărați. Cel mai supărat a fost cel care avea bufetul. Și a spus, ce mă fac? Că nu mai vin la bufet. Dar pentru că exista acolo oameni care au continuat lucrarea aceasta, oamenii s-au întors la Dumnezeu și au fost și pro și contra. Revin la această idee. Întotdeauna vor fi dușmani ai bisericii. Pentru că există oameni la care nu le place lucrarea lui Dumnezeu. Și primul lucru pe care îl vedem aici, la acești oameni care erau dușmani, și voi aminti imediat mai târziu pe acești oameni, a fost să-și bată joc de ei. Foarte interesant. Mi-aduc aminte că am avut și eu ocazia de multe ori ca, nu să fiu oarecum bazjocorit, dar sunt anumite cuvinte pe care oamenii ți le pot rosti, ți le pot spune așa într-un mod mai neplăcut. Săptămâna trecută am avut o discuție cu câțiva colegi, eu eram în pauză de masă și de obicei, pentru că nu-mi place să aud tot felul de vorbe care spun acolo, toată lumea e nemulțumită de toate lucrurile, am eu modul meu de a mă relaxa. Și a intrat acolo un coleg cu care am mai avut încă o discuție, sau poate mai multe, despre credință. El spunea la un moment dat, zice, tu ești Daniel, înseamnă că deci numele tău e din Biblie. Și am spus, da, e din Biblie, înseamnă că ești credincios, da, sunt credincios. Și el avea un nume din Scriptură, da, nu era. Dar când a intrat săptămâna aceasta în lunchroom și m-a văzut, și erau acolo mai mulți colegi care erau la masă, a spus, Daniel, zice, cum a fost cu lei? A spus, cum scrie în Scriptură. Și el a zis, dar tu chiar crezi că dacă eu acum aterizez într-o groapă cu lei, ei o să aibă milă de mine? A spus, nu cumva să faci lucrul ăsta, că tu nu ești Daniel. Și celălalt oameni spunea, dar chiar așa, tu crezi că toate lucrurile, zic, chiar așa. Știți care era problema lor? Și le spuneam, n-am avut foarte mult timp și nu stăpânesc foarte bine engleza, dar mulțumesc Dumnezeu pentru cât pot. Și i-am spus, știți care este marea voastră problemă? Este că voi nu-L cunoașteți pe Dumnezeu, voi nu știți cine este Dumnezeu cu adevărat. Și le-am dat un exemplu simplu. Aveam un muffins pe care l-am luat dimineață și era partea a doua din lunchroom și a spus, vedeți voi muffinsul ăsta? Și am spus, voi nu știți cum e muffinsul ăsta pentru că n-ați gustat din el. Eu vă pot spune cum e. Voi nu-L cunoașteți pe Dumnezeu. Eu vă pot spune despre El. Pentru că Dumnezeul meu este un Dumnezeu al minunilor. Amin. Și s-a întâmplat că El a trebuit să plece, eu am rămas. Dar, dragii mei, cuvintele lor erau destul, come on, îi spunea. Ești băiat deștept. Sau de la mine și a spus, sunt băiat deștept. Probabil că în alte lucruri nu sunt așa deștept. Și oamenii așa aruncă anumite cuvinte de ocară, pentru că întotdeauna va exista primul pas, bajocura. Îi bajocoreau pe evrei și spuneau, să zidească numai, că dacă va veni o vulpe și se va urca pe zidul lor, se va dărâma. E doar să vă spun că n-a fost așa. Au descoperit spre supărarea lor că oamenii aceștia au trecut peste bajocuri, au trecut peste cuvintele lor răutăcioase și au continuat să lucreze la o lucrare în care ei credeau cu adevărat că este o lucrare de conștiință și de credință.
Și apoi, pentru că a văzut că, virgulă, cuvintele lor nu au efect, au început ca să aducă amenințări, să-i oprească cu forța. Citim în capitolul 4, versetul 8, s-au unit toți împreună, spune Biblia, ca să vină împotriva Ierusalimului și să facă stricăciuni. Și iarăși, spre surprinderea lor și spre consternarea lor, și-au dat seama că iudeii, evreii aceștia, nu doar că aveau voința să muncească, să zidească templul, spunea că într-o mână țineau mistria și într-o mână țineau sabia, pentru că ei erau oamenii care și-au pus viața lor la îndemâna lui Dumnezeu, pentru că nu acceptau ca cineva să-i oprească din lucrarea aceasta. Și apoi a urmat un alt pas. Au încercat să-i facă rău lui Nehemia. Și, de fapt, textul acesta pe care fratele Andrei l-a citit este exact ce s-a întâmplat în faza aceasta, când au încercat să-i aducă și să-i facă rău lui Nehemia. Spuneam despre opoziția acestor oameni. Opoziția unor oameni pe care îi găsim în Scriptură și Biblia numește Sambalat, Tobia, Geshem, Arabul și toți ceilalți vrășmași ai noștri au început ca să încerce să oprească lucrarea lui Dumnezeu. Revin la ceea ce am spus mai devreme. Există întotdeauna pentru noi ca și biserică și pentru noi ca și credincioși o furie, dacă vreți, și o opoziție pe care diavolul o are împotriva bisericii și împotriva a noastră ca indivizi credincioși personal. Cum spuneam, când diavolul vede că biserica propășește, pentru că oamenii aceștia pe care dumneavoastră vedeți că sunt împotrivitori, ei sunt împotrivitori pentru că cineva le-a întunecat mintea lor și nu înțeleg. Ei nu înțeleg de fapt ce se întâmplă, dar în spatele lor, în spatele, eu știu, anumitor grupări de oameni politice sau ce vreți dumneavoastră, de fapt stă diavolul, care vede biserica care propășește. Și întotdeauna când există progres spiritual în biserică, diavolul este furios. Întotdeauna când există dorința, și nu numai dorința, există realitatea sfințeniei în mijlocul bisericii, adică în noi, ca și credincioși, la fel, biserica este asuprită. Diavolul este furios. Dați-mi voie să vă dau un exemplu din Scriptură. Spune cartea Apocalipsa, un verset pe care îl citim de foarte multe ori când vorbim despre furia și despre opoziția diavolului împotriva bisericii, spune: vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mare mânie, fiindcă știe că are puțină vreme. Întotdeauna, dragii mei, va fi opoziție împotriva bisericii. Dar vreau să vă spun ceva. Am citit mai de mult despre marii conducători al lumii. Și foarte interesant, oamenii aceștia, întotdeauna când aveau războaie cu alte popoare, încercau să-și cunoască inamicul. De fapt, era și este o tehnică, este un lucru care se învață în orice școală militară. Am aflat asta când a fost în armată. Și oamenii aceștia, marii aceștia oameni conducători, își studiază adversarii și în mod special își studiază oamenii care conduc. S-a întâmplat asta și în războiul de secesiune în America, când Nordul cu Sudul era un război. Și se studia generalii, Grant cu celălalt, vedea care sunt slăbiciunile, care sunt lucrurile care le avea puternice, pentru că de fapt cineva spunea, dacă îți cunoști dușmanul, ai mari șanse să biruiești. Vreau în această seară să vorbesc despre cum putem noi să înțelegem strategia diavolului ca să putem să ieșim biruitori. De fapt, titlul acestui mesaj este: fii biruitor, cunoscând strategia dușmanului. Vom vedea în acest pasaj, în această seară, că diavolul are o anumită strategie ca să lupte împotriva bisericii și în mod special împotriva noastră ca și credincioși. Și este bine să cunoaștem strategia aceasta. Este bine să înțelegem, pentru că, vezi, asta de multe ori, anumite lucruri care ni se pot întâmpla ne pot afecta spiritual, ne pot afecta râfna noastră, ne pot afecta dorința noastră de a sluji pe Dumnezeu. Poate cineva în biserică, pentru că dușmanii poporului evreu nu erau doar din afară, nu era doar Sambalat, Tobias, care erau străini, și Gershem, erau și dinăuntru, pentru că sunt oameni care și ei nu înțeleg. Și gândește, la un moment dat cineva o spune o vorbă așa, nu știu, poate că o vrea, poate că nu o vrea. Și imediat
inima ta este rănită. Și imediat râvna ta scade. Și imediat dorința ta de a sluji pe Dumnezeu parcă se tulbură. Vreau în această seară să înțelegem că diavolul are strategia lui de a lupta împotriva noastră. Așa cum diavolul a avut strategia lui de a lupta împotriva lui Israel, împotriva lui Iuda, ca să fiu mai specific și mai clar, și împotriva lui Neemia, diavolul are strategia lui. El are metodele lui, el încearcă prin toate aceste metode să ne oprească și să ne destabilizeze viața noastră. Și în această seară, mă rog, din toată inima, Dumnezeu să ne facă oameni înțelepți. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că lupta aceasta, dragii mei, nu este lupta noastră, măcar că noi o dăm. Este lupta lui Dumnezeu. Noi suntem angajați în lupta lui Dumnezeu. Biserica nu este a noastră. Credința nu este a mea, a părinților mei și nu este a nimănui. Credința aceasta este credința care spune ne-a fost dată nouă de Dumnezeu și va rămâne întotdeauna a lui Dumnezeu. De aceea vreau să vă motivez să vă spun, dragii mei, lupta nu este a mea și a dumneatale. Este că noi o dăm, dar lupta este a lui Dumnezeu. Și dacă noi putem să ieșim biruitori, rămânem datorită harului și datorită bunătății lui Dumnezeu și spun aceasta, mărit să fie Domnul. Dar este foarte bine, pentru că ne-a lăsat Dumnezeu scris în Scriptură aceste exemple să învățăm. Să învățăm din exemplu altora. Să învățăm cum putem noi să ne păzim viața, pentru că tot se vorbește și eu cred că vremurile acelea vor veni, vremuri grele. Nu știm ce se va întâmpla în viitor, nu știm. Dar nu este normal să ne pregătim pentru vremurile acelea? Nu este normal să înțelegem că diavolul are strategii prin care vrea să ne doboare și vrea să ne oprească din slujirea noastră, din munca noastră și din viața noastră? Nu uitați! Înțelegând pericolele la care noi ne expunem în momentul în care am acceptat că suntem copii ai Dumnezeu și suntem angrenați în lupta aceasta, pericolele vin din exterior și pot să vină din afară. Vor fi întotdeauna trădători în mijlocul poporului Dumnezeu. Și nu spun lucrul acesta pentru ca să acuz pe nimeni și nu vreau să mă înțelegeți greșit, dar întotdeauna au fost. Aici spune despre proroci. Eu nu pot să înțeleg exact ce spune acolo pentru că nu sunt date specificații, dar vorbește despre proroci care au încercat să oprească lucrarea lui Dumnezeu. Noi vorbim despre pericole care sunt în vremea aceasta și vorbește Duhul Sfânt că sunt învățături mincinoase. Sunt oameni care se dau învățători de la Dumnezeu și sunt falși. Toate aceste lucruri, dragii mei, pot să fie și sunt unele dintre ele strategii ale diavolului care încearcă să ne destabilizeze credința noastră. În această seară, mă rog din toată inima, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Așadar, suntem angrenați într-o luptă. Și ceea ce să facem este să ne luptăm în fiecare zi. Spunea cineva așa de frumos, creștinule, ești într-o luptă, viața ta este o luptă, luptă-te deci, pentru că la aceasta ai fost chemat. Și este vorba aici despre o luptă spirituală, este vorba despre faptul că Dumnezeu ne cheamă și lupta aceasta spirituală, aș putea să îi dau două direcții. În primul rând vorbim despre faptul că Dumnezeu ne cheamă ca noi să rămânem integri în ceea ce înseamnă viața noastră. Dumnezeu ne cheamă să trăim o viață curată, o viață integră, o viață de credincioși adevărați, în care Dumnezeu să fie mulțumit și bucuros și în care oamenii să vadă că noi suntem cu adevărat copiii Dumnezeu. Și această integritate trebuie să se vadă în familie, trebuie să se vadă în biserică, trebuie să se vadă în societate. Dumnezeu ne cheamă să rămânem integri. Și Dumnezeu ne cheamă să continuăm să mergem pe această cale. Haideți să vedem câteva din strategiile pe care diavolul le are și vrea prin acestea să ne despartă de scopul nostru și de chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o. În primul rând, găsim în acest pasaj că unul dintre scopurile și strategiile sau strategia diavolului de a ne opri și de a ne destabiliza viața este izolarea. Este izolarea. Uitați-vă la text. Neemia, capitolul 6, versetul 1 la 4. Vorbește despre faptul că nu se pusese încă ușile porților când Sambalat, Tobia, Geshem, Arabul și ceilalți vrăjmași ai noștri
a auzit că zidim zidul și n-a mai rămas nicio spărtură. Atunci Sambalat și Geshem au trimis să spună lui Nemia: vino și să ne întâlnim în satele din Valea Onu. Își puseseră în gând să-mi facă rău. Și le-am spus: am o lucrare de făcut și nu pot să cobor. Agii mei, nouă ni se pare că lucrurile acestea sunt doar așa simple. A fost de la ei așa o intenție. Hai mă să ne întâlnim undeva și să discutăm, să vedem dacă putem să ajungem la, eu știu, la un numitor comun. Nu era vorba de așa ceva. Era vorba de a lua pe Nemia din mijlocul poporului și să-l izoleze și să-l ducă undeva despărțit de ceilalți. Pentru că izolarea, dragii mei, asta înseamnă. Izolarea înseamnă o despărțire, o separare, dacă vreți, o îndepărtare de ceva. Și metoda aceasta, diavolul o are de cele mai multe ori când vrea să ne destabilizeze, să ne izoleze, să ne separe. Agii mei, efectele izolării sunt cele care, de fapt, sunt periculoase. Nu vorbim aici despre anumite aspecte, ci de efectele izolării. Când cineva se izolează, și vorbim aici despre noi acum, când cineva se izolează de familie, se izolează de biserică, sau se izolează de ceea ce înseamnă Dumnezeu, efectele acestea pot să fie dezastruoase. Și unul dintre efectele pe care le are izolarea este că îți fură protecția. Dacă Nemia s-ar fi dus, și gândul lor de fapt știm că vreau ca să se facă rău, s-ar fi dus și ar fi stat de vorbă cu ei undeva izolați, ei nu mai era în mijlocul poporului și nu mai avea niciun fel de protecție. Pentru că izolarea îți fură protecția. În momentul în care te izolezi de Dumnezeu, de biserică și de tot ceea ce înseamnă lucrurile care ar trebui să fie în mijlocul lor, ai o problemă. Nu mai ești protejat. Îți se poate face lucruri rele pe care poate nimeni nu le poate controla, decât numai Dumnezeu dacă vrea. Și asta este marea problemă a celor mai mulți. Oh, dar ce e așa de important? Ce e așa de importantă părtășia? Acum, nu vreau să spun că există anumite motivații pe care le putem avea când nu putem să fim la biserică și nu asta este vorba aici, este vorba despre izolarea voită. Dragii mei, izolarea este o strategie a diavolului prin care vrea să-ți facă rău vieții tale spirituale, pentru că îți fură protecția. Apoi, prin izolare, îți fură motivația de a sluji pe Dumnezeu. Este o mare diferență atunci când ești implicat în slujire, ești în biserică, indiferent ce înseamnă lucrul acesta, sau ești afară. Nu mai ai motivație. De fiecare dată când nu participi la ceva, îți pierzi motivația. Nu e așa de important. Nu e așa de important lucrul acela. Nu e așa de important să citești din Scriptură. Nu e așa de important ca să te rogi. Nu e important lucrul acesta. Vreau să spun ceva. Sunt importante. Pentru că dacă nu le faci astăzi, îți pierzi motivația. Odată ce te izolezi, odată ce te rupi de ceea ce e normal, de viața ta cotidiană de om al Dumnezeu, îți pierzi motivația. Și e foarte interesant răspunsul pe care l-a dat Nemia. Știți ceva? N-am timp. Eu sunt ocupat. Eu sunt ocupat cu lucrarea. Nu-mi pierd timpul cu voi, cu discuțiile voastre. Pentru că atunci când te rup de anumite lucruri, de slujire și de lucrarea pe care ai de făcut și de viața pe care o trăiești, îți pierzi motivația. Și tot prin izolare îți pierzi și îți fură încrederea în Dumnezeu. Dragii mei, strategia aceasta a diavolului funcționează foarte bine. Izolarea. Am întâlnit oameni în decursul experiențe mele de slujire, oameni care s-au izolat pentru anumite motive. Și nu are importanță care a fost motivul, pentru că oricum n-a fost un motiv bun. Poate să fie el oricum explicat. Dar marea majoritate a oamenilor care s-au izolat și care au căzut pradă acestei strategii a diavolului, au eșuat în viața lor spirituală. Mai mult decât faptul că izolarea aceasta sfură protecția și te face un om care nu mai ești implicat, te face un om critic. Eu n-am văzut oameni care, de exemplu, să fie implicați să sape o grădină. Mergem la o grădină, ca și biserică, da? Și o săpăm. Oameni care să cârtească, să spună: bă, grădina n-a săpat-o bine. Dar cel care stă de afară, pe marginea asta, cu siguranță te critică. O, mă, voi nu știți să săpați. O, uite, aici a rămas o buruiană. O, uite, aici n-ați făcut aia.
Știi ce se întâmplă cu oamenii care stau în afară? Oamenii care nu sunt implicați, oamenii care nu participă? Întotdeauna vor critica. Vor critica că ai cumpărat aia, vor critica pentru că vrei să faci aia, vor critica pentru că sunt prea multe lucruri alea, pentru că asta face izolarea, dragii mei. Și dacă în viața noastră sunt prea multe critici, nu spune problema dacă acele critici sunt valabile. Pune-ți problema cum ai ajuns în situația aia. Nu cumva este o strategie a diavolului prin faptul că ești izolat? Izolarea mai face ceva. Îți deformează realitatea. Deformează realitatea. Nu vezi bine. Toți sunt vinovați. Tu nu ești vinovat. Și despre asta s-a vorbit și în alte ocazii. Și nu vreau să explic foarte mult. Dar vreau să spun, dragii mei, că există această strategie a diavolului. Vreau să te izolez. Haide să stăm noi acolo și să povestim noi. Hai să vedem noi ce am putea să facem altceva. Diavolul are strategia aceasta. Pentru că în viața noastră Dumnezeu ne vrea împreună. Dragii mei, Dumnezeu ne vrea împreună aici. E adevărat că lucrurile le gândim diferit. E adevărat că, eu știu, avem anumite percepții diferite, dar Dumnezeu ne vrea împreună aici. Pentru că asta înseamnă biserica. Biserica înseamnă o familie. Biserica înseamnă un trup în care Hristos este capul. Biserica înseamnă o turmă și un păstor. Biserica ne vrea împreună. Și strategia diavolului este să ne ia pe rând, câte unul, câte unul, câte unul, să ne izoleze. Nu uitați! Este o strategie a diavolului, pentru că el vrea să oprească și progresul bisericii, și progresul nostru spiritual. Și mă rog în această seară Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne păzim de strategia aceasta. În al doilea rând, o altă strategie este insinuarea. Insinuarea. Citim versetul 5 la 7. Sambalat mi-a trimis solia aceasta a cincea oară prin slujitorul său care ținea în mână o scrisoare deschisă și n-a era scris. Auziți? Se răspândește zvonul printre popoare și gașmul și revin la supra acestui personaj pe care l-am găsit, care e foarte interesant. Spune că tu și iudeii aceștia aveți de gând să vă răsculați și în acest scop zidul. Și se zice că tu, Neemia, vrei să fii împăratul lor. Și chiar unii au prorocit lucrul acesta. Și mă opresc aici. Pentru că există o altă strategie a diavolului. Insinuarea. Gașmul. Nu știu dacă dumneavoastră ați auzit de gașmul acesta. Dar este scris în Scriptură. Și l-am găsit pe gașmul acesta, de fapt, omul care folosește arma insinuării. Insinuarea, dragii mei, este o armă strategică a diavolului pentru ca să oprească progresul bisericii. Pentru că atunci când cineva din afară sau dinăuntru bisericii strecoară cu dibăcie o minciună calomnioasă asupra unei persoane, atunci când el folosește o insultă pe care nu o poate acoperi cu adevăr, lucrul acesta de fapt este o strategie a diavolului și omul acesta este un gașmu al vremurilor noastre. Noi folosim de foarte multe ori cuvântul acesta al bârfei. Și nu vreau să vorbesc foarte mult despre ea pentru că deja este prea suprapopulată. Dar vreau să vă spun ceva. Bârfa, ca și calomnia și ca și insinuarea, este o strategie demonică prin care diavolul vrea să oprească înaintarea bisericii. Dragii mei, Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare. Dar vreau să ne păzim de a fi unelte ale diavolului, să fim un fel de gașmu, un om care n-are simpatie, un om care nu-l interesa. Neemia a lăsat slujba lui care o avea acolo și toate beneficiile lui și a venit la Ierusalim ca să-ți dească și el n-avea o vorbă bună pentru el. Omul acesta avea o limbă iscusită. Niciodată nu vei auzi de la el cuvinte frumoase, niciodată nu vei auzi cuvinte de apreciere. Omul acesta întotdeauna avea cuvinte de critică. Pentru că, dragii mei, insinuarea este foarte periculoasă. Am auzit oameni care au înțeles motivația pentru care eu personal fac un lucru înainte de a-l face. Oh, știm noi. Știm, oh, tu vrei să dai deștept. Oh, vrei tu să arăți că tu ești de mare. Dar stai puțin să-ți explicăm noi. Dragii mei. Și m-am gândit, omul ăsta mă cunoaște mai bine ca și eu personal. Pentru că asta face, dragii mei, diavolul. Folosește oameni de genul acesta și vreau să vă spun ceva. Gașmul pe care îl găsim în cartea Neemiei este încă
în viață, El trăiește printre noi. Și ascultați-mă bine ce vă spun. Orice copil al lui Dumnezeu care vrea să trăiască curat la Dumnezeu, într-o zi se va întâlni cu gașmul. Într-o zi se va întâlni cu omul care insinuează, omul care calomnează, omul care bârfește, omul care spune lucrurile care crede el. El nu știa că vrea să facă ceva acolo poporul evreu, dar el deja, dacă nu știa și nu era sigur, le insinua. Oamenii aceștia sunt foarte periculoși. Știți de ce? Pentru că este o strategie demonică care stă în spatele acestor lucruri. În această seară mă rog din toată inima, Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne păzim de astfel de lucrări. Dacă noi trăim pentru Dumnezeu și vei avea surpriza ca cineva să spună, oh, cum spuneam, știm noi cine ești, știm noi de unde ești, știm noi familia ta, știm noi tot. Aș vrea să vă spun ceva, dragii mei. Nu vă lăsați opriți de astfel de oameni. Înțelegeți, dragii mei, că vorbele lor nu sunt ale lor. Este o strategie demonică. Știți ce am găsit eu în viața mea? Și nu vorbesc despre experiențe de aici din biserică, pentru că nu-mi permit să spun despre nimeni din biserică, dar vorbesc despre lucrurile care s-au întâmplat. 37 de ani de slujire nu sunt puțini și n-au fost ușori. Întotdeauna am răspuns altfel, cu o rugăciune, și am spus, Doamne, ajută-mă să Te slujesc mai mult. Întotdeauna când veți fi acuzați pe nedrept, întotdeauna când cineva va aduce bajocură vis-a-vis de voi sau de casa voastră, slujiți-L pe Dumnezeu mai mult. Pentru că prin aceasta noi distrugem strategia diavolului. Și înțelegem că în felul acesta putem să biruim. Noi suntem chemați să fim biruitori, înțelegând strategia diavolului. Și strategia diavolului este și insinuarea. În al treilea rând, o altă strategie este compromisul. L-au chemat pe Nemia un om să intre în templu și spune, uite, oamenii vor să-și facă rău, hai aici, nu mai citesc pentru că timpul este scurs și vreau doar să amintesc. Hai înăuntru, hai în templu, stai aici, protejează-te și nimeni nu-ți va face rău. Pentru că există o altă strategie pe care diavolul o folosește, compromisul. Există anumite subtilități pe care diavolul încearcă să vină în fața noastră. Și dați-mi voie scurs să vă dau trei. Trei, prin care diavolul ne provoacă la un fel de compromis. Diavolul ne provoacă să ne neglijăm în datorile noastre spirituale pentru a ne putea favoriza material. Dați-mi voie să vă spun ceva, dragii mei. Ăsta este un compromis și este o strategie demonică. Când tu defavorizezi și neglijezi lucrurile spirituale, când eu fac lucrul acesta, fără să-mi dau seama, am intrat într-un joc periculos, pentru că este o strategie demonică. Compromisul. Compromisul nu este doar că, eu știu, mergi și faci ceva foarte grav. Compromisul acestea sunt lucruri care încet, încet te duc la același efect. Există un alt compromis. Să ne conformăm lumii acestea în vederea păstrării respectului lor. Nu știu dacă Dumnezeu va aduce vremea într-o zi în Canada, cum a fost în România pe vremea comuniștilor, când era foarte periculos să fii pocăit la un loc de muncă. Dar într-o zi s-ar putea să spună, ascultă, ce spui despre lucrurile astea? Vreau să știm părerea ta. Și atunci putem să facem un compromis. Să spune, știi, aia pe mine nu prea mă interesează, eu sunt, și așa mai departe. În momentul în care vrei să te conformezi cu lumea aceasta, pentru ca să păstrezi respectul lor, ai făcut un compromis. Și este o strategie demonică prin care diavolul vrea să ne... Și cu siguranță după aceea vei vedea efectul. La treilea rând, să folosim mijloace necuvenite pentru a obține un profit sau a obține un lucru dorit. Dragii mei, și aceasta este o strategie demonică. Și aș putea să continui, însă vreau să mă opresc aici vis-a-vis de acest lucru. Nu uitați, Nemia a spus, nu. Eu nu pot să fac un lucru care încalcă principiul Scripturii. Știți ce este important pentru noi? Și vreau în această seară să-l amintesc. De ce Nemia a fost un om ferm și a rămas statornic, un om plin de siguranță, un om plin de hotărâre? Pentru că el a înțeles că este mai importantă relația lui cu Dumnezeu decât orice alt lucru. Când noi vom înțelege că relația noastră cu Dumnezeu este cel mai important lucru,
Nu vom putea să facem niciun fel de compromis. Când noi vom înțelege, dragii mei, că avem obligații față de Dumnezeu pentru tot ceea ce Dumnezeu ne-a făcut și mai mult, pentru că ne-a mântuit din lumea aceasta, nu vom face compromis. Când noi vom înțelege că Dumnezeu se uită la noi ca și copii de la care așteaptă ceva, are așteptări, și înțelegem că Dumnezeu așteaptă la noi să trăim o viață curată, nu vom face compromis. Și când noi vom înțelege că Dumnezeu are în noi un interes, noi credem că numai în anumiți oameni Dumnezeu are interes. Ăia sunt păstori și așa mai departe. Dumnezeu are interes în fiecare dintre noi. Tânăr și bătrân, copil sau mai în vârstă, fiecare. Dumnezeu se uită la tine și spune, am un interes în tine, vreau să văd ceva în tine, vreau să fiu lumină în lumea aceasta. Și atunci nu vom face compromis. Pentru că acestea sunt compromisurile pe care le putem face. Uităm de Dumnezeu că relația cu El este importantă și toate celelalte lucruri. Cunoscând aceste strategii pe care diavolul le are, noi putem să ieșim biruitori. Dar cum? Trei lucruri pe care vreau să le amintesc. Cum obținem victoria? Înțelegând strategia diavolului, cum obținem victoria? Victoria lui Neemia, dragii mei, a fost obținută prin Duhul lui Dumnezeu. Prin Duhul lui Dumnezeu. Ne uităm la Neemia și putem să spunem că a fost un om care a avut un spirit de consacrare. Ne uităm la Neemia și spunem că a avut un zel pentru lucrare. Ne uităm la Neemia și spunem că a fost dependent de Dumnezeu, a știut că Dumnezeu poate să facă lucrurile pe care El le poate face. Ne uităm la tot ceea ce a fost El, la încrederea Lui și mă întrebă, de unde a avut omul acesta aceste lucruri? Știți de unde? De la Dumnezeu. Noi tot vorbim despre Duhul Sfânt și tot ne rugăm pentru Duhul Sfânt și Dumnezeu să ne umple cu Duhul Sfânt. Pentru că, dragii mei, în momentul în care noi avem în noi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și cuvântul Lui, înțelegem voia Lui, Dumnezeu ne face biruitori. Indiferent care sunt strategiile diavolului, Dumnezeu ne face biruitori. Victoria lui Neemia a fost primită prin Duhul Sfânt. Victoria lui Neemia a fost primită și acordată datorită rugăciunilor lui. El s-a rugat, Dumnezeu i-a răspuns rugăciunilor lui Neemia și spune la un moment dat, Dumnezeule, întărește mâinile. Cu cât ne rugăm mai mult, cu atât victoria ne este asigurată mai mult. Este o luptă în rugăciune, dragii mei. Și Neemia a primit această victorie pentru că Dumnezeu i-a răspuns la rugăciune. Și apoi, victoria lui Neemia a fost acordată pentru că a trăit într-un spirit de responsabilitate față de Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă în vremea aceasta, dragii mei, să fim responsabili. Responsabili de chemarea pe care ne-a dat-o. Responsabili de faptul că Dumnezeu ne vrea să rămânem ai Lui. Dumnezeu ne iubește. Dumnezeu ne binecuvintează. Și Dumnezeu vrea să mergem împreună cu El. Înțelegând responsabilitatea aceasta, Dumnezeu ne acordă victoria. Pentru că Neemia a înțeles, nu mă interesează niciun fel de propunere, niciun fel de plan B. Nu mă interesează. Pentru mine, scopul meu este să rezidesc zidurile și porțile acestei cetăți. Responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu ne poate acorda victorie. Înțelegând strategiile și lăsând Duhul Sfânt și cuvântul să lucreze în viața noastră, rugându-le lui Dumnezeu, Dumnezeu ne acordă victoria. Mări să fie Domnul! Dacă ești cumva izolat, nu știu în ce conjunctură și nu știu de cine, vreau să spun că Dumnezeu te cheamă înapoi. Izolarea este o strategie a diavolului. Dacă cumva ești un om care îți place să insinuezi, îți place să cauți greșeli, îți place să critici, îți place să faci cu tare sau cu tare, nu uita, gașmul acesta trăiește și astăzi. Și sfatul lui Dumnezeu este nu fi un gașmul. Nu fi un om care critici. Pentru că asta înseamnă că nu prea ești implicat și nu prea slujești. Și apoi, în a treia rând, dacă ești cumva pe un pas al compromisului sau l-ai făcut, Dumnezeu ne iartă. Cum spunea fratele Andrei, e adevărat, ne iartă pentru că a plătit cineva pentru noi. Dar Dumnezeu de această seară ne cheamă să nu ne lăsăm angrenați în acest spirit și în această strategie a diavolului, a compromisului. Compromisul ne duce departe, departe de Domnul. Și mă rog în această seară Dumnezeu pe toți să ne ajute să rămânem victorioși în El. Nu uitați!
cunoscând mai mult strategiile diavolului și înțelegând ceea ce ne dă victoria, Dumnezeu ne poate ajuta prin vremuri turburi, ca și pe poporul acesta în vremea lui, să poată să rezidească cetatea aceasta. Și Dumnezeu este Cel care, în opoziție, în lucruri care vor veni, dacă rămânem lângă El, dacă suntem credincioși și dacă rămânem responsabili de chemarea Lui, Dumnezeu ne acordă victoria. Și spun aceasta, mărit să fie Domnul. Amin.